Eu mi-a căzut telefonul și de aceea. Deci mi-am tamponat aproape toată crema. Aveam cearcăne foarte mari și acum nu mai am nimic. Și după plajă, normal. Gata. Fac eu masaj de aceea. Am oglindă și de aceea nu mă uit la telefon. Așa, următor. Fac așa puțin ca să se tamponeze mai bine. Că nu prea arăt. Când mi-am pus crema, valiu! Arătam groasă. Acum am voi pune farduri. Nu știu cum să pun. Să și mă machiez. Deci, va sta cam așa. Eu văd din oglindă, deci e perfect. Așa. Voi lua această trusă de make-up și o voi deschide. Bine, iar mama, dar acum mi l-a dat-o și iar meu. Mama, uitați-vă și voi ce am aici. Îl voi și curăța în curând. Deci. Bine că nu s-a stins. Și voi lua ce curare. Stai. Văd un desen. Următorul videoclip va fi cum am curăț pensula asta. Deci e super, super murdară. Da. Deci vom lua un alb împreună cu un roz mai închis la culoare. Vom lua ce alb? Doi alburi mai și închis, că fac partea mai închisă. Gata. Am luat un alb, cam așa. Tampona frumos pe jumătatea ochiului. Cam așa. Deci cam așa arată primul. Asta e primul. Arată bine. Deci nu mai trebuie să mă dau cu un fond de ten, pentru că ăsta e ca fix ca un fond de ten. Mai voi lega pentru că e greu, nu se prinde foarte bine make-up-ul. Pudra aceea de make-up nu se prinde bine de pensulă și de aceea e greu cu pensula asta, pentru că n-am o pensulă de make-up. Și ce să fac eu? Eu am luat o pensulă normală de asta de la colegi. Nu fi supărați pe mine, dar mama și tatăl meu nu vor să-mi ia. Sunt zgârtiți. Îmi pare rău, mama și tatăl, dacă vedeți acest videoclip. Dar ce să fac? Acum am terminat cu primul și îmi voi lua un rozaliu. Să-ți vă arăt. Cam asta e cel mai închis roz care l-am. Ok. Vă rog să nu mă judecați greșit. Deci cam așa e rozaliul acesta. Dacă se vede pe cameră că e alb, nu s-a cuprins. Deci primul e ăsta. Mai băgăm pentru că iarăși nu s-a prins. Ok. Acum băgăm și înspre culoare, dar sper să nu-mi bag machiaj pe sub ploape. Deci e greu. Hai că reușim, reușim. Uitați. Nu
înțeleg de ce fac așa, dar mi s-a părut de interesant. Gata, prima. Și a doua urmează. Din fericire că termin și machiajul și îmi fac și paleta asta groaznică să arate mai frumoasă. Cam așa îmi pun eu make-up-ul. Make-up-ul trebuie să-l pui cu foarte mare artistință, adică cu ca un actriz, cum ar fi, când te machiezi, trebuie să fii ca un artist înăscut. Bine, scuzați sfărăitele, dar eu nu-i deranjez pe bunicii mei și pot să stau cu ei. Ceilalți pot să doarmă. Bine, deja au dormit, nu pot să doarmă. Că diseară avem o mică petrecere, un concert de cântat noi, de uitat. Și de aceea eu mă pregătesc. Poate va fi un vals sau un rock. Am văzut mai întâi și mai întâi pe plajă că e scena, am văzut-o, e cam rock, cum să zic. Am văzut cum au și exersat, deci asta e de bine, nu? Bac un fel de zoom. Ca să vedeți. Gata. Și o fac și rujul. Cam gata. Ochii sunt gata. Așa, rimel, dar am gene și mari. Mama mi-a zis-o. Dacă are dreptate, vă rog să-mi ziceți. Voi lua un negru și voi da pe gene pentru că n-am rimel. Dacă o rog foarte mult pe mama și mi-e greu să o rog pe mama. De aceea dau cu vopsea. Au! Vreau doar să arăt bine. Dacă făceam albastre. Știu că există rimel albastru, dar nu îmi place foarte mult să mă dau cu albastru. Albastru e cam puțin țigănesc, scuzat că îi place albastru. Îmi place, de exemplu, albastru baby. Și nu-mi place make-up-ul. Mie îmi plac aproape toate culorile, în afară de negru. Dar genele mele sunt negre, asta e rău. Durează mult când pun poziția cum vreau la asta și trebuie să fie egală. Deci egală. I-am dat o tonă de negru. Aoleu! Să fiu și colorată, da? Dacă n-am nimic pe față, fai lui de mine. Leșin. Mamă, ce oribil arată. Uitați. Mi-am zis că make-up-ul, dar bine că pot repara asta. Bine că am o cremă Nivea care mă repară. Deci, repară Instinct. De bine. Deci, am pensula mea. Asta e singura pensulă, din păcate. Scuzați! Așa, și am foarte puțină cremă care pot folosi. Deci, iau niște cremă de Iași. Așa. Și, am stricat make-up-ul. Doamne, deci nu vă dați seama prin ce trec. Uitați, asta e crema. O pun așa. O pun așa, uitați. Și uitați, aproape dispare. Arată oribil, dar nu. Se va repara curând. După ce dau aproape
luat tot. Așa. Așa. Tot. Make-up-ul meu este gata. Zici că nu a fost negru. Uite, pe la nas. Dar pot repara foarte multă cremă pe nas. Dar aici a dispărut. Gata. Am pe nasuri și vă arăt și cum îmi fac rujul. Trebuie să am mai multe culori de rujuri, din păcate, ca să-mi iasă ca alea cum îmi plac mie. Dar baba suferă la frumusețe și baba trebuie să aștepte ca să îi facă cineva machiajul sau ea singur să-și facă machiajul. Nu știu, îmi bag crema și gata. Mamă, arăt bine rău. Cam așa și rujul meu. Deci mai dau un balsam de buze ca să fie bun și frumos. Pentru cântăreți ăștia, să nu vă gândiți lucrul acela sărâtul. Nu. Doar când țip așa, trebuie să iasă bine și să fie cam așa permanent. Că când pupe cineva, adică nu pupe gură, doamne ferește. Iau și un ruj roz. Mamă, sora mea mi l-a distrus. Mi-a pus pe oglinda mea fabuloasă, care e scumpă rău. A, nu-mi vedește de... Aoleu, cum era? Doamne, nu știu cum se mai deschide rujul ăsta, dar... Îl... bag... pe cum vreau eu. Gata. N-am terminat încă. Vreau să fie lucios. Și am nevoie de luci mereu. Doamne, dacă mama ar vedea mizeria, mama ar bate și uitați luciul, cam așa arată, e de la bunica mea, este ca un coș, dar nu e coș, ok, mi-l desprind cu ăsta, deci ăsta e make-up-ul meu. Make-up-ul meu. Vă place? Deci, dacă mă m-ar ști mizeria, m-ar jupoi. Nu știu ce înseamnă jupoi, dar am auzit. Cam așa. Dați notă până la 1-10. Pa!